Doi sportivi au murit în timp ce participau la maratonul Piatra Craiului. O femeie de 45 de ani din Harghita a căzut într-o prăpastie din Marele Grohotiș, în munții Piatra Craiului, de la circa 70 de metri în înălțime. Un bărbat de 39 de ani din Cluj a vrut să o prindă, căzând și el în gol. Imediat, jandarmii, salvamontiștii și echipajele medicale au fost solicitate să intervină. Echipe formate din salvamontiști argeșeni, jandarmii montani, un echipaj smurt și unul de la Serviciul Județean de Ambulanță s-au deplasat în zona localității Dâmbovicioara. Când au ajuns salvamontiștii la fața locului, sportiva era în stop cardiorespirator. Echipele de salvare au demarat manevrele de resuscitare, dar femeia nu a mai putut fi salvată. Dă-mi una nouă, nu? A plecat în față. Mara, a plecat în față. A plecat? Da. Du-te, lasă. Hai, lasă că merge. Hai pe cine ajut, hai să schimbă cineva la targă, stați așa. Hai, răbdare. Bărbatul avea ambele picioare fracturate. A început transportul acestuia pe o targă până la ambulanță, dar din nefericire, pe drum, starea lui s-a agravat. A fost declarat și decesul lui. Maratonul Piatra Craiului a ajuns anul acesta la a 14-a ediție, se desfășoară pe un traseu care pornește din Zărnești, străbate masivul făcând un ocol prin județul Argeș, iar punctul de sosire este tot în Zărnești. S-au înscris în cursă 140 de femei cu vârste de la 18 la peste 50 de ani și peste 500 de bărbați cu vârste de la 18 la peste 70 de ani. După incident, concursul a fost oprit.